La orele 9, la una din cele două secții de votare de la școala numărul 5, primarul, însoțit de soția sa, Anca Leureanu, și de cei doi fii ai lor, Dan și Alexandru, dar și de candidata Elena Udrea, cu întreg staful de campanie de la Roma și București, și-a exercitat dreptul la vot. Gândul de a sprijini municipiul roman în proiectul început în urmă cu 4 ani de zile, acela de a deveni un oraș modern, un oraș european, un oraș de care se pare că mulți n-ar fi auzit sau se făceau că n-ar fi auzit, dar un oraș care a fost capitala Moldovei de Jos, așezat aici la întretăierea de drumuri europene și la confluența Moldovei cu Siretul, un oraș care întotdeauna de-a lungul istoriei s-a ridicat demn și astăzi mai mult ca niciodată comunitatea strânsunită vrea să lupte în acest ideal de a se moderniza. Un proiect început și care deja a prins rădăcini aici la Roman, un proiect pentru care o echipă formată din 2 oameni a lucrat, s-a implicat și rezultatele se văd, iar următorii 4 ani trebuie să fie decisivi pentru municipiul Roman, astfel încât romașcanii să fie mândri de orașul lor, iar toți din jur să respecte acest municipiu din centrul Moldovei. Toată activitatea sa cu gândul de a continua această echipă puternică care s-a format în urmă cu 3 ani și jumătate, cu gândul de a continua toate proiectele și pentru cei care au făcut, care au demonstrat că pot face tot norocul din lume și succes. Am venit să fim alături de cei care au dovedit prin fapte și nu prin vorbe și cred că este suficient. Noi am venit de la Iași să votez o persoană care a intrat în marea familie romașcană. Primul gospodar al Romanului crede că este de datoria sa de a da un semnal romașcanilor și a îndemna să iasă la vot, pentru că alegerile din 9 decembrie pentru Parlamentul României sunt extrem de importante pentru viitoarea dezvoltare a României și implicit a orașului în care trăim.